Pe măsură ce portocalele de zahăr intră în sezonul de producție, muncitorii din orașul Nanning din sudul Chinei sunt ocupați cu colectarea fructelor din livadă și sunt gata să le vândă pe piețele de peste mări. Am venit astăzi aici în principal pentru a cumpăra portocale de zahăr. Am cumpărat aproximativ 22.500 de kilograme din această bază de producție, iar noi avem și un camion care colectează portocale în două livezi. Portocalele de zahăr de aici sunt proaspăt colectate dimineața și vor termina de încărcat la ora 17. Vom ajunge în Vietnam mâine dimineață. Producția de fructe din Quang Dinh, una din zonele importante de producție a portocalelor de zahăr, s-a clasat pe primul loc în China timp de 5 ani consecutivi. În prezent, produsele noastre din citrice sunt exportate în principal în țări precum Rusia, Kazakhstan, Thailanda, Myanmar și Vietnam. Pentru a transporta în siguranță fructele noastre pe distanțe lungi, am dezvoltat la nivel local depozitul frigorific la sol și am îndrumat companiile de logistică să efectueze transportul lanțurilor frigorifice la nivel local pentru a reduce pierderile în procesul de transport. Orașul Tanulo, aflat sub climatul musonic subtropical, este un loc ideal pentru cultivarea citricilor. Suprafața de plantare este de aproximativ 2500 de hectare, iar producția anuală depășește 90.000 de tone.